Nici o zi fără conducte sparte la Constanța. În intersecția din zona 3 s-a format aseară o adevărată fântână arteziană, după ce o conductă de apă caldă s-a spart. Unul dintre constanțeni a filmat scena și a postat clipul pe o rețea de socializare însoțit de un mesaj. Bine ați venit în Constanța, orașul unde avem fântâni arteziene chiar și în mijlocul intersecțiilor. Cel mai bogat oraș cu cel mai cel primar, a scris internautul. În imaginile care circulă pe internet se vede declar clar cum din pământ sâșnește cu putere un jet puternic de apă înalt de câțiva metri. Videoul a atras zeci de comentarii în care oamenii fac haz de necaz. Intersecția blestemată au reparat de o mie de ori și tot degeaba este unul dintre comentarii. Suntem unici în țară. Geyser nu glumă, zici că suntem la New York sau baie municipală au fost alte reacții ale oamenilor care au urmărit videoclipul. La finalul lunii septembrie o altă conductă s-a spart tot în zona Tomistrei, iar pe asfalt au curs 10 de metri cubi de apă caldă.